În timp ce PNL vorbește despre închiderea piețelor și târgurilor, Partidul Social Democrat vrea să aducă pe masa fiecărui român produse proaspete și de calitate. În contextul măsurilor luate peste noapte, socialdemocrații susțin că vor să le asigure producătorilor din România predictibilitatea de care au nevoie, siguranța că produsele și serviciile lor vor fi mai valorificate. E natural, avem nevoie de produse românești. Nu avem nevoie să închidem piețele. Guvernanții liberali au pus gând rău piețelor. Deși riscul de infectare cu coronavirus nu este mai mare în piețe decât în supermarketuri, acestea în urmă rămân deschise. PSD propune măsuri ferme pentru susținerea și dezvoltarea agriculturii din România, domeniu care nu a fost niciodată o prioritate pentru actualul guvern. În următorii 4 ani, socialdemocrații au ca obiective creșterea subvențiilor din agricultură până la 420 euro per hectar până în 2024, subvenție până la 80% pentru dobânda la creditele pentru achiziția de terenuri agricole. Subvenție până la 90% pentru dobânda la creditele pentru creșterea spațiilor protejate, sprijin de 500 de lei pe lună pentru fiecare angajat timp de 6 luni, dar și subvenționarea cu 50% a achiziției de sămânță certificată pentru anul agricol 2020-2021. De asemenea, PSD dorește înființarea bursei de animale care să permită vânzarea prin licitație a reproducătorilor din rasă pură pentru toate speciile de interes economic. Am explicat tuturor că Partidul Social Democrat susține promovarea produselor românești și pentru că sunt cele mai sănătoase și pentru faptul că sunt rodul muncii oamenilor simpli, oamenilor care au asigurat traiul acestui popor de-a lungul mileniilor. Iată că ultimele discuții care au avut loc la nivel de președinte României, la nivel de guvern, îi îngrijorează foarte tare pe oameni și s-a creat ideea că guvernanții actuali vor să favorizeze multinaționalele în detrimentul producătorilor locali. Din păcate, mă tem că e posibil să fie așa. I-am asigurat pe oameni că noi suntem cei care susținem produsele românești și susținem producătorii locali. În rest, sigur că Partidul Social Democrat este aproape de toți oamenii în nevoi, de toți oamenii care au nevoie de venituri mai mari, de pensii mai mari, pentru a trece cu bine peste aceste vremuri extrem de tulburi. Restricțiile din sectorul agroalimentar lovesc pe de o parte în cei care au făcut investiții și au depus eforturi să aibă producții bune, iar aceasta este singura lor sursă de venit, iar pe de altă parte îi afectează pe cei care își doresc pe mesele lor produse românești proaspete și de calitate. Ce părere aveți despre faptul că se închid piețele și târgurile? Nu trebuie, mamă, să se închidă. Cum să se închidă piețele? Este normal ca piețele să se închidă, dar supermarketurile să rămână? Nu, mamă, nu. Să nu închidă piețele, că lumea să va sări la gâtul lor. Nu se poate. Păi ce să facem? Ia uite țăranii ăștia câtă marfă au. Ce să facă cu marfa asta? Și noi de unde să luăm? Din market? Cu dublu preț? Și marfă să știe de unde? Nu! Dacă ei vor închide piețele, va fi dezastru. Sunt femeie bătrână și știu ce spun. Dacă va închide, mă uitai acum, câtă marfă, ce să facă oamenii ăștia cu marfa, mamă? Și noi de unde? Eu, femeie cu 700 pe lună, unde să mă duc să iau de la market? Vă doriți schimbarea? Foarte mult, foarte mult! Să-i dea jos pe criminali și pe trădătorii țării. Toată lumea vrea să înțeleagă că este piețe descoperite, sunt piețe închise, dar oamenii de rând și agricultorii noștri din România vor să-și vândă toate ce au al lor, să le vândă pe piață, nu să vină alții să ne ia. Și doresc ca schimbarea din România să vină într-o zi, să vină pentru toată lumea, pentru că partidul care este la putere, uitați și Strehaia, este un primar care se luptă și muncește. Cu adevărat, toată echipa lui a făcut orașul, este un oraș care n-a fost făcut de alții și iată că el se luptă și vrem schimbare pentru toată lumea. PSD este cu siguranță singurul partid capabil să aplice politici agricole performante care să determine siguranța alimentară a țării. Stau dovadă reușitele guvernării PSD, locul întâi în Uniunea Europeană la producția de porumb și floarea soarelui în 2019, buget cumulat alocat agriculturii de 60 miliarde de lei în 3 ani. De asemenea, tot în timpul guvernării PSD, peste 10,8 miliarde de euro bani europeni au intrat în conturile fermierilor. Cifra de afaceri din agricultură a crescut cu 26% în perioada 2017-2019.